Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Counter-Strike. De data aceasta am pregătit pentru voi 4 hărți făcute de comunitate care vă vor ajuta să vă îmbunătățiți abilitățile de joc. Sau, în cazul unora dintre hărți, vă vor ajuta să învățați mai repede cum să jucați. Am să vin mai târziu cu un tutorial, poate într-o săptămână sau două, cu un tutorial care vă va învăța cum să descărcați hărți de pe workshop-ul comunității de pe Steam, dar deocamdată veți avea link-urile jos în descriere. Prima hartă pe care aș vrea să vă prezint este Recoil Master, care vă va ajuta să vă îmbunătățiți controlul asupra recolului din joc. Puteți aici observa că este tiparul de recol al armei, numai că este întors cu sus în jos. Aici avem tot felul de setări. Puteți să vă uitați pe internet la tutoriale care vă vor arăta cum să folosiți setările astea, pentru că eu acum nu o să vi le prezint foarte în detaliu ca să avem timp și pentru celelalte hărți. Ideea este că eu îmi aleg aici o armă, hai zicem M4A1. Ăsta e tiparul ei de recol. Și încep să-mi antrenez ținta. Primesc aici în stânga ecranului detalii despre ceea ce am făcut eu. Și acum mai încep o dată. Precum observați, am reușit să trag destul de bine, mai mult de jumătate din gloanțele mele au aterizat în centru. Hai să dau reset. Și armele care nu sunt automate nu au tipar de recul, dar tot puteți să vă antrenați cu ele. Vedeți? Iar aici o mică șmecherie, dacă vă duceți pe hol, aveți acces la un cutlery knife, un M9 bayonet. Văd corect? Așa, la alt tip de cuțit, ăsta nu mai țin minte ce este, și la un carambit. Bun. Cam atât și cu harta. Hai să trecem la următoarea. A doua hartă, sau mai corect în cazul ăsta, colecție de hărți pe care aș vrea să vă prezint, este colecția Prefire. Pentru fiecare hartă din joc există o variantă Prefire. De data aceasta am să vă arăt harta Vertigo Prefire. Aceste hărți vă vor învăța cum să vă dezvoltați reflexele și intuiția în joc și vă vor ajuta să găsiți locurile în care se ascund de obicei adversarii voștri. Pentru că aici sunt 3 dificultăți, vă puteți alege arme, nu asta contează acum, puteți explora voi meniul când descărcați harta. Ceea ce contează este că dacă eu trec de această barieră purpurie, se vor spawna boți în locurile în care se ascund cel mai des jucătorii adversari. Nu vă lăsați păcăliți de faptul că aceștia sunt antiteroriști. În locurile astea se pot ascunde și teroriști. Și scopul este să-i omorâți pe toți cât mai repede. În cazul ăsta nu mă descurc foarte bine pentru că nu mi-am făcut încălzirea încă. Dar cred că ați prins ideea. Odată ce am omorât toți boții din zona site-ului A, se va deschide ușa asta MOV și ne va duce către mid în situația asta pe Vertigo. Și aici trebuie să omor toți boții. Iar odată ce am terminat de omorât pe toți, adică odată ce am terminat și stagiul 3, vom putea trece în Under și apoi în site-ul B. Nu o să vă pierd acum vremea terminând eu Free Fire-ul, dar atâta vă spun că de fiecare dată când terminați, vi se încarcă gloanțele și vi se încarcă viața în caz că sunteți pe mediu sau pe greu. Pentru că pe mediu sau pe greu încep boții să tragă în voi. Bun, următoarea hartă. Până acum am văzut ce hărți ne-ar putea ajuta să ne îmbunătățim anularea recolului și ce hărți ne-ar putea ajuta să ne îmbunătățim ținta și intuiția.
Acum să vedem o hartă care este concentrată numai pe țintă și pe recunoașterea locațiilor boților sau a adversarilor. Se numește aimbot, precum vedeți aici. Iar când intru pe ea, putem observa că avem acces la toate armele din joc aici. Dacă eu trag într-o armă, o primesc. De exemplu, M4A1S în cazul ăsta. Avem aici boți în exteriorul cutiei noastre, pe care îi putem omorâ folosind arma. Ideea e că folosind această hartă, vă puteți antrena ținta. Ceea ce mi se pare mie cu adevărat interesant și original la harta asta, pentru că sunt foarte multe hărți pe care vă puteți antrena ținta, este că are acest meniu de unde puteți să umblați la setările boților în detaliu. Deci, în primul rând, puteți să testați armura, dacă se vindecă, dacă puteți să-i omorâți numai cu headshot, dacă vă imită. Aici, să se uite către jucător, să îl vâneze, să tot felul. Iar, mai ales, aici, un buton de rage quit, care sigur nu vă închide jocul și vă recomand să-l apăsați. Un buton de restart, de restart map, tot felul. Iar aici pot eu să fac diverse. Odată am vrut să ce se întâmplă dacă eu deschid toate, dacă eu pornesc toate setările. Nu vă recomand să faceți asta, boții o să nebunească. Uitați ce se întâmplă dacă fac asta. Nu se termină bine, nici nu-i mai văd pe boți. Deci vă recomand să fiți foarte atenți la ce setări faceți, pentru că poate nu o să vă mai amintiți cum să le scoateți. De exemplu, eu acum am pus follow recoil și am uitat să-l scot. Bun. Destule despre harta asta. Hai să trecem la următoarea. Și acum, ultima, dar nu cea din urmă hartă, este Crash HZ's Crosshair Generator. Este, te-ai gândi, cea mai puțin practică dintre cele patru, dar ar putea chiar fi una dintre cele mai utile. De ce? Pentru că dacă eu sar peste meniul ăsta, sărind, efectiv sărind, sar peste sărind, putem aici să ne configurăm colimatorul. În mult mai mult detaliu decât l-am putea configura intrând în setările jocului și mergând la game și apoi la crosshair aici. De exemplu, un lucru pe care îl poți face aici, dar nu îl poți face în mod normal, este să copiezi dintr-un singur glonț tras colimatoarele tuturor jucătorilor de la echipele cele mai cunoscute de e-sport. Nu știu, să zicem că mie îmi place colimatorul liderului echipei FaZe, Kerrigan, și gata, am tras în caseta asta și am copiat colimatorul. Poți aici să-i setez culoarea, pune și culoarea UI-ului. Adică, să zicem că vreau să fac portocaliu sau verde. Eu îl prefer verde, de exemplu. Aici putem să ne testăm colimatorul pe un server de warm-up. Acum nu o să intru, pentru că până mi se încarcă trece mai mult timp. Și oricum ne pune cu boți, nu mai țin minte exact, dar ne poate pune și cu boți și cu oameni reali. Avem aici tot felul de colimatoare ale jucătorilor cunoscuți. De aici putem să stăm dacă colimatorul nostru este dinamic, static sau hibrid. Aici putem să omorâm boți venind, ca să ne testăm colimatorul. Nu am găsit încă locul unde se poți schimba arma, dar hai să explorez puțin harta și îl voi găsi. Mă rog, undeva vă puteți schimba arma dacă vreți mai multe detalii. Dacă vreți mai multe detalii despre hartă, sunt sigur că o să găsiți undeva un tutorial. Cam atât și cu harta aceasta. Sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, vă rog frumos să lăsați un like și să dați subscribe.
Și eu vă spun la revedere. Pa, pa!